champion. Băieții de la Club Lyon. Băieții de la Club Lyon. Cine sunt cei mai tari? Cine e campion? Băieții de la Club Lyon. Băieții de la Club Lyon. Cine sunt cei mai tari? Cine e campion? Băieții de la Club Lyon. Băieții de la Club Lyon. Cine sunt cei mai tari? Cine e campion? Băieții de la Club Lyon. Ringul te iubește, frate, fă-o mai departe. Aici clarifici față-n față și nu pe la spate. Cine are dreptate e cel mai tare. Nu e la care cade jos, dar ce rămâne în picioare. Când doare, nu e scris pe față. Viața bate și ea tare și în ring e viață. Dacă ești pregătit, atunci dai bătaie. Ne place sportul K1 și Muay Thai. Aici nu curg munci, aici se varsă sânge. Și chiar atunci când doare, luptătorul nu plânge. Nu da înapoi adevărat campion. Sunt băieții tari, băieții de la Club Lyon. Țara noastră Moldova și puterea ei. Sunt băieții care în ring știu să fie lei. Sunt băieții care nu se dau bătuți. Poți să fii învingător doar atunci când lupți. Cine sunt cei mai tari? Cine e campion? Băieții de la Club Lyon. Băieții de la Club Lyon. Cine sunt cei mai tari? Cine e campion? Băieții de la Club Lyon. Băieții de la Club Lyon. Cine sunt cei mai tari? Cine e campion? Băieții de la Club Lyon. Băieții de la Club Lyon. Cine sunt cei mai tari? Cine e campion? Băieții de la Club Lyon. Doar victoria, pentru ea luptăm. Mergem înainte și înapoi nu dăm. Cantonamente în regim high. Referul în ring de comanda fight. Low kick, high kick, block. Lei sunt putere și lei sunt foc. Se mișcă iute în ring și nu stă la un loc. Lupta ca și viața pentru leu e un joc. Gong, băieții se retrag în colțuri. Corpul sincerează de la punca, de la glonțuri. Muay Thai Club Lyon Moldova te susține. Tu ești campion și nu da de rușine. Bate adversarul și fă-l praf. Să știe fiecare că tu ești cel mai grav. Că tu ești number one, că tu ești campion. Băieții de la Muay Thai Club Lyon. Cine sunt cei mai tari? Cine e campion? Băieții de la Club Lyon. Băieții de la Club Lyon. Cine sunt cei mai tari? Cine e campion? Băieții de la Club Lyon. Băieții de la Club Lyon. Cine sunt cei mai tari? Cine e campion? Băieții de la Club Lyon. Băieții de la Club Lyon. Cine sunt cei mai tari? Cine e campion? Băieții de la Club Lyon. Mă numesc Haiduc Vasile, am venit la acest cantonament și sunt foarte bucuros. Este un peisaj foarte frumos, azi a decurs primul antrenament. Am muncit, se vede o leacă diferența dintre climă. Puțin este mai greu de respirat, dar asta ajută să facem rezistența. De asemenea, am făcut și un duș rece și sperăm ca următoarele zile să decurgă la fel de bine și la gală să arătăm că am muncit. Mă numesc Mustias Petru, sunt bucuros că pot participa în acest cantonament România Munți. Acest cantonament mă ajută ca să devin mai puternic, să devin mai rezistent și pot să iau multă experiență. Mulțumim antrenorului care pune în noi valori frumoase și ne ajută ca să progresăm în viață, nu numai pe plan sportiv, dar și pe plan social. Mă numesc Găsan Vasile, sunt foarte bucuros că particip la acest turneu în Munți. Sunt foarte locuri foarte frumoase. Mulțumesc antrenorului că depune multe eforturi în noi să câștigăm. Mie îmi place foarte mult aici și sperăm că vom câștiga. Mă numesc Doamna Vladlen. Eu am venit aici cu toată echipa de box și în primul rând cu antrenorul într-un cantonament în Munți, în România. Și mulțumesc mult antrenorului meu că mi-a dat posibilitatea să vin în coace, să mă ridic în plan sportiv și noi o să venim acasă cu rezultate foarte bune. Mă numesc Cuntilă Dumitru, sunt antrenor de box de K1 în orașul Cimișlia. Suntem foarte bucuroși pentru posibilitatea ca să venim în Munți, posibilitatea ca să ne recreiem, să ne odihnim și totodată ca să creștem, să ne antrenăm, să facem rezistență, pregătire fizică generală și totodată să facem și experiențe cu echipa României selecționată Clujului ca să putem arăta rezultate frumoase și înapoi acasă ca să ne întoarcem cu premii, să ne întoarcem cu rezultate bune. Asta vrem să dăm dovadă pentru un mod de viață sănătos. Vrem să promovăm sportul, vrem să promovăm valorile frumoase. Eu sunt foarte bucuros pentru ospitalitatea care ne-au primit aici în România.